Incidentul s-a produs sub ochii a zeci de turiști care aveau rulotele instalate la doar câțiva metri distanță. Întâmplarea survine la câteva zile după ce un alt urs a rănit o fetiță în vârstă de 13 ani venită cu familia în zona de campare de pe Valea Cerbului din Bușteni. Aceasta a fost rănită de un urs în cortul în care dormea. Oamenii povestesc că au trăit momente de groază după ce și-au dat seama că ursul s-a suit peste cort și l-a sfâșiat. Nu este prima dată când animalele coboară în zonele populate de pe Valea Prahovei. În ultimii ani, locuitorii din Bușteni s-au trezit de multe ori cu urși care căutau mâncare în tomberonele dintre blocuri.